Inspectorii ITM au sistat activitatea firmei care execută lucrările de canalizare în Stejari după ce un muncitor a fost la un pas de moarte în urma surpării unui mal de pământ peste el. Salariatul de 20 de ani a fost acoperit până la gât în mormanul care nu era asigurat în momentul în care se afla în șanțul abia săpat. În urma acestui incident, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a asistat activitatea desfășurată de către angajator la locul de muncă unde s-a produs evenimentul, pe raza comunei Stejar, satul Baloșani. Angajatorul, cu sediul social în județul Satu Mare, urmează să se prezinte mâine, 24 mai 2023, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, în vederea finalizării controlului. Ieri, muncitorul în vârstă de 21 de ani a fost prins sub un mal de pământ. Salariatul se afla în șanțul săpat pentru a introduce conducta de canalizare, când un morman de pământ s-a surpat peste el, acoperindu-l până la gât. Colegii de muncă au reușit să-l scoată de sub sutele de kilograme de pământ înainte de a ajunge echipajele SMURD. În cele din urmă, tânărul a fost stabilizat și transportat la spital.